Vreau să încep episodul ăsta citind câteva versete. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Iisus a afirmat că nu putem intra în împărăția cerurilor dacă neprihănirea noastră nu o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor. Am putea înțelege că trebuie să-i întrecem pe farisei în fariseismul lor, nu? Ei erau cei mai meticuloși învățăcei evrei ai legii mozaice și cei care împreunau cu cea mai mare rigurozitate detaliile acesteia. Tradiția a crescut în așa fel încât erau 246 de porunci pozitive în lege, în Pentateuch, și 365 de interdicții. Alegerea lor corectă și păzirea lor cu meticulozitate era vocația fariseilor. Oare Iisus vrea să ne spună că trebuie să fim chiar mai meticuloși în ce privește inventarierea legilor și modelarea comportamentului nostru în funcție de ele? John Stott răspunde: superioritatea creștinilor nu stă în faptul că ei reușesc să păzească 240 dintre porunci, în timp ce fariseii cei mai buni reușeau să păzească doar 230. Nu! Neprihănirea creștinului este mai mare decât neprihănirea fariseică, deoarece este mai profundă, fiind o neprihănire a inimii. Neprihănirea plăcută lui Dumnezeu, este o neprihănire interioară, a gândului și a motivațiilor, căci Domnul se uită la inimă. Acesta este răspunsul corect. Dar pentru a-l vedea corect, avem nevoie să privim la ce a văzut Iisus atunci când a privit la neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. O priveliște chiar deloc plăcută. Vedeți, nicio grupare n-a provocat mânie și durere în inima lui Iisus așa cum a făcut-o cea a fariseilor. Matei 23 este cel mai sever capitol din cele 4 evanghelii și totuși se sfârșește cu un ecou al inimii îndurerate a lui Iisus. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Iar acest dor de a-i câștiga pe farisei este exprimat de asemenea în pilda fiului risipitor și în atitudinea risipitorului. El îi reprezintă pe farisei și pe cărturarii care l-au criticat pe Iisus pentru faptul că a mâncat împreună cu păcătoșii. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Iisus a spus pilda fiului risipitor în care a răspuns la această critică a lor. Pilda vrea să spună că dacă Iisus mănâncă cu păcătoșii, asta nu înseamnă complicitate din partea lui Dumnezeu cu păcatul, ci căutare de către Dumnezeu a păcătoșilor. Dar la sfârșitul pildei, Iisus îi se adresează fariseilor. El îl înfățișează pe tatăl ieșind și implorându-l pe fiul mai mare, cu duh fariseic, să se alăture sărbătorii în cinstea fiului său pierdut, care a venit acasă. Cu alte cuvinte, pilda reprezintă o ofertă plină de îndurare făcută fariseilor, de a lua parte la sărbătoarea harului în viața și lucrarea lui Isus. Dar fiul mai mare nu va părăsi poziția caracterizată de mânie, de slujitor care are o neprihănire proprie, pentru a se alătura încântătoarei calități de fiu. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. El se consideră un slujitor care are merite, nu un fiu iubit în mod liber. Cuvintele de pe urmă ale tatălui pe care îl adresează acestui fiu mai mare sunt pline de durerea pe care o resimte Iisus față de farisei. Fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Se pare că fratele nu va face ceea ce este potrivit, nu va iubi îndurarea. El vrea să fie tratat după meritele sale, nu potrivit milei tatălui său. Pilda are un sfârșit deschis, Fariseii care ascultă ar putea să audă o invitație care le se adresează. Iisus îi va primi în sărbătoarea Harului și a Mântuirii dacă ei vor renunța la neprihănirea lor, în care îi judecau pe alții și își vor găsi bucuria în îndurare. Dar foarte puțini dintre farisei, după câte știm, au luat această decizie. Da. Se pare că Nicodim a făcut-o. El era fariseul care a venit noaptea la Iisus cu întrebări și care l-a auzit pe Iisus spunând: dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. După moartea lui Iisus, îl găsim pe Nicodim făcând o mișcare foarte, să zicem, riscantă pentru un fruntaș al iudeilor. El a adus în jur de 27 de litri de ulei mirositor ca să cinstească trupul mort al lui Iisus și i s-a alăturat lui Iosef din Arimatea spre a-l face parte lui Iisus de o mormântare potrivită. Acesta era un lucru rar. În ce îi privește pe cei mai mulți dintre ei, fariseii au rămas dușmanii lui Iisus până la sfârșit. Imaginea pe care o prezintă Iisus în ce îi privește este tragică și urâtă. Rădăcina problemei constă în faptul că inimile lor sunt departe de Dumnezeu. El le-a zis în Matei, capitolul 15, versetele 7 și 8, fățarnicilor: bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Inima lor nu-L prețuiau pe Dumnezeu, ci banii, laudele și poftele lor. După ce Iisus a spus o pildă despre folosirea corectă a banilor, în Luca 16, de la 1 la 9, fariseii au început să ridiculizeze. Luca spune că motivul era faptul că ei erau iubitori de bani. Mai târziu, Iisus a afirmat: păziți-vă de cărturari, casele văduvelor le mănâncă. Altfel spus, ei creează reguli și păstrează tradiții care fac din dărnicia la templu un înlocuitor pentru purtarea de grijă față de săraci, chiar față de proprii părinți. Și când Iisus a descris ceea ce era în inima fariseilor, a zis că erau plini de lăcomie și de necumpătare. În toată religiozitatea lor, dar chiar amănunțită, nu-L iubeau pe Dumnezeu, ci iubeau banii. De asemenea, iubeau laudele din partea oamenilor. Răsplata după care umblau pentru ceea ce făceau nu era bucuria părtășiei cu Dumnezeu, ci admirația din partea altora. Iisus a spus: toate poftele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel, își fac filacterele late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi, le place să le facă oamenilor plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Această îndrăgostire de laudele oamenilor a făcut ca credința adevărată în Hristosul care s-a jertfit pe sine să fie imposibilă. Așa că Iisus le-a spus: cum puteți crede voi care umblați după slava pe care o dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Inimile lor nu erau atrase de către Dumnezeu ca răsplata lor, ci înspre laudele din partea oamenilor. Și cum este de obicei cazul cu cei care sunt atrași de dragostea de bani și de laude din partea oamenilor, adesea fariseii se angajau totodată și în relații intime neîngăduite. Este scris în Evanghelia lui Matei. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și le-au zis: învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: un neam vitlean și preacurvar cere un semn. Este drept că, în parte, adulterul este și spiritual, pentru că nu doreau să-L aibă pe Iisus ca adevăratul soț. Dar, de asemenea, implică și ideea relațiilor nepermise. Când inima nu este fermecată într-un mod profund de gloria lui Dumnezeu, ea este de obicei atrasă de puterile jalnice ale banilor, ale laudelor și ale plăcerilor oferite de oameni. Ceea ce a făcut atât de urâtă această idolatrie a fost faptul că apărea în haine religioase curate. Aceasta era esența a ceea ce Domnul Iisus a numit ipocrizie. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răutate și de necumpătare. Curățirea exteriorului paharului se referea la folosirea legii lui Dumnezeu pentru a ascunde respingerea lui Dumnezeu. Dar vedeți, lucrul acesta l-a mâniat pe Iisus mai mult decât orice altceva. Și a spus, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Acestea sunt cuvinte grele pentru a descrie inima fariseilor. Lăcomie, necumpătare, oasele morților, necurăție, ipocrizie și fără de lege. Și toate acestea acoperite cu o ținere amănunțită a legii. Dar situația este și mai rea și o vom vedea săptămâna următoare. De aceea, neprihănirea fariseilor nu va fi acceptată de către Dumnezeu. Acesta este adevărul, pur și simplu.